Ana și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Vă salut acum din Doha, din Qatar. Am aici o escală destul de lungă de 8 ore, așa că am zis că ar fi momentul ideal să fac un vlog și am găsit și locul ideal. Este noua grădină botanică din cadrul aeroportului. Este așa un spațiu verde, parcă o oază în cadrul aeroportului. Cred că s-au inspirat și este un astfel de spațiu în cadrul aeroportului Changi, parcă se pronunță, din Singapore. Am văzut foarte multe fotografii de acolo pe Instagram, nu am fost încă, dar parcă seamănă cu acel loc și arăta mai bine pe lumina zilei când pe drumul spre România am văzut locul acesta pentru prima oară, nu știam de el și acum am revenit aici dacă tot aveam atâta timp și m-am relaxat puțin aici în grădină și am zis și să filmez un vlog. M-am îmbrăcat și în ea tradițională nouă, făcută de mama pentru ziua mea. Îmi plac culorile pe care le-a ales, portocaliul acesta. Dacă mai știți, când aveam eu părul așa portocaliu, parcă mi-e puțin dor. Și este ora 3 dimineața acum, zborul meu este la ora 7, decolez de fapt la 7 fără un sfert, spre Haneda. Am ales acest zbor pentru că unul care era mai devreme zbura spre Narita și am prins o ofertă foarte bună pe Haneda, de aceea trebuie să aștept atât și am zis că îmi fac eu de lucru prin aeroport. Îmi place foarte mult aeroportul acesta din Doha, am mai fost aici de multe ori, pentru că de cele mai multe ori am zburat cu cei de la Qatar. Sunt preferații mei și pentru serviciile foarte bune, mâncarea mereu delicioasă. Până acum m-am plimbat pe aici în aeroport, am fost și să mă machiez, am fost într-un magazin duty free, acolo am cunoscut un tip foarte drăguț, Marco, filipinez, care m-a machiat, am filmat puțin și cu el. Pauza de suc sănătos cu ghimbir și cu turmeric și cu mai multe chestii. Și nu înțeleg de ce, dar mi-au dat prăjitura asta pe gratis. Am zis că vreau și a zis că e gratuit, cadou. Mulțumesc, mi-au dat și două. E foarte bună. Mă bucur de viața în aeroport, aici la, nu știu cum se numește, Joe and the Juice. Transition color in the side to give you that soft sheen look. So I'm using highlighter to give a little like a halo effect in the center, and we just put some highlighter in the corner here. I'm speaking now on behalf of the vlogger. Thank you so much. We use blush and shade. What is this shade? Pom-pom. Pom-pom, okay. In benefit. Just wanted to look up on this. I'm just going to grab this powder here. Soft.
taking it out. She looks gorgeous. Done. Stop. Tell my followers what you know in Romanian. Yes. Ah, that's so cute. Thank you so much. Ce machiaj frumos mi-a făcut Marco și acum aeroportul este gol, este ora 3 dimineața și mai am încă 3 ore până la zborul meu către aeroportul Haneda, către Tokyo. Nu știu cine este acest domn supărat, dar cam așa arată aeroportul de aici de sus, terminalul C. De unde urmează să iau eu zborul spre Tokyo. Despărțirea de cei dragi a fost grea, mai ales după o lună petrecută acasă, sărbătorile, a fost o perioadă așa magică, m-am bucurat de timpul petrecut împreună, de bucatele noastre tradiționale. Nu am călătorit foarte mult în perioada aceasta, de aceea nu am făcut nici vlogul și m-am concentrat pe timpul petrecut alături de cei dragi. Dar aș vrea să revin, mi-e tare dor de primăvara din România, aș vrea să revin de Paște, dacă aș putea anul acesta, încă nu știu, să vedem cum voi mai sta cu programul și de la muncă și cu proiectele mele, dar dacă aș putea, chiar mi-aș dori mult să vin de Paște și dacă aveți recomandări de locuri frumoase din România în perioada aceea, chiar vă rog să le lăsați în comentarii și sunt curioasă să aflu părerile voastre. Îmi doresc să călătoresc mai mult și în țară. Eu am călătorit, am văzut, cum să zic, prefecturile, județele României. În Japonia sunt prefecturi, la noi sunt județe. Am văzut majoritatea județelor, cred că am câteva pe care nu le-am bifat, dar sunt și locuri pe care încă nu le-am văzut și îmi doresc să mai călătoresc și în țara noastră, când mai revin. Deși acum nu am apucat așa foarte mult, a fost o perioadă bine meritată de pauză, de relaxare după un 2023 intens. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile de la ultimele două vloguri. Chiar dacă n-am apucat încă să vă răspund, să știți că le-am citit pe toate și am fost copleșită de toată susținerea voastră și de toate cuvintele încurajatoare. Chiar vă mulțumesc că v-ați rupt așa din timpul vostru să scrieți și am fost emoționată și vă mulțumesc din nou, chiar nu mai am cuvinte. Așa că m-ați motivat anul acesta să încerc chiar să postez mai des și să fac vlogul mai des și pe canalul meu de YouTube. Și ca să răspund întrebării din titlul vlogului anterior, nu plec încă din Japonia, pentru că acum mă întorc în Japonia. Mi-e greu să las Japonia, mai am lucruri pe care vreau să le realizez, mai am locuri pe care vreau să le văd și e mai ușor să călătoresc în Japonia dacă locuiesc acolo, pentru că biletele de avion sunt foarte scumpe și că tot vorbeam de bilete de avion, cum am pus în titlu acum, vreau să vă spun și cam cât mi se pare mie un preț corect. Acum, la momentul actual, Japonia-România, dus-întors, cred că în jur de 1000 de euro este un preț corect. Mai ieftin de atât am prins în anul 2021, când am făcut și vlogul atunci când mergeam după aproape 2 ani, când se mai relaxaseră măsurile în timpul pandemiei și a fost 500 de euro tot cu cei de la Qatar. Asta mi s-a părut cel mai ieftin. Eu mai ieftin de atât nu am prins până acum, dar poate dacă este vreo ofertă bună sau dacă acumulați anumite puncte la o companie aeriană, puteți obține și mai ieftin de atât, dar eu nu am întâlnit până acum. 1000 de euro cred că este un preț, la 500 de euro eu n-am mai văzut de atunci, așa că 1000 de euro acum mi se pare un preț corect și așa am găsit și eu, am avut noroc. Din păcate nici cu 1000 de euro nu prea mai găseam când voiam să vin în vacanța de vară sau nu prea mai găseam la prețul ăsta, așa că acum am avut noroc. După cum probabil ați văzut la știri, nu a fost un început de an foarte bun pentru Japonia. În primul rând a fost cutremurul acela din peninsula Noto. În Tokyo nu s-a simțit, Tokyo nu a fost așa de afectat, că și eu am primit foarte multe mesaje dacă sunt ok. În primul rând nu am fost în Japonia, din
fericire, ca să zic așa, și în al doilea rând, oricum, și dacă eram în Japonia, în Tokyo, nu se simțea atât de tare. În peninsula aceasta, Noto, a mai fost un cutremur și anul trecut, în mai, de Golden Week, când este o săptămână cu zile libere, mai multe sărbători adunate și este foarte importantă pentru japonezi, că au zile libere și la fel și acum, de anul nou, s-a întâmplat chiar prima zi din an, nu? Deci, nu știu, parcă e foarte mare coincidența că au fost amândouă cutremurile acestea în zile de sărbătoare importante pentru japonezi. Eu nu am vizitat această peninsulă Noto până acum, dar am fost în prefectura de care aparține ea, și anume prefectura Ishikawa. Chiar am avut două proiecte acolo anul trecut și ultima oară am fost în luna noiembrie. Și Kanazawa este cel mai important oraș de acolo, merită vizitat, este foarte frumos, așa că sper din suflet să își revină turismul de acolo după ce va trece o perioadă de timp. Și m-am fost îndurerată de toate știrile și tot ce am văzut că s-a întâmplat acolo, imaginele de pe internet. Apoi, a doua zi a fost accidentul acela de pe aeroportul Haneda și am fost îngrozită de imaginele pe care le-am văzut și de acolo. Mai ales, cred că este coșmarul oricărui călător, oricărui om care călătorește cu avionul, este o nouă frică. Au fost de admirat cei de la Japan Airlines că au evacuat toți pasagerii și echipajul a fost ok, dar Dumnezeu să-i odihnească pe cei din celălalt avion, care din păcate nu mai sunt. Și să sperăm totuși că acestea vor rămâne singurele incidente din Japonia de anul acesta și cei care au călătorii planificate în Japonia sper că nu s-au speriat prea tare și să nu renunțe la planurile lor de călătorie. Și ca să trecem așa puțin la un subiect mai pozitiv, s-a anunțat deja prima prognoză a cireșilor înfloriți, deși această prognoză se mai poate schimba, desigur. Poate constitui un bun, cum să zic, ghid al celor care vor să vină în Japonia atunci când cireșii înfloresc. Nu diferă foarte mult din ce am observat de calendarul de anul trecut, o să vi-l și arăt aici. Acesta se axează mai mult pe, de fapt, în principal pe tipul de cireșii denumiți Somei Yoshino, care sunt și cei mai importanți din cultura japoneză, dar și cei mai populari, cei mai des întâlniți. Dar dacă nu îi prindeți pe aceea, stați fără grijă, pentru că cireși sunt de nenumărate tipuri, nu mai știu exact, 700 de tipuri parcă erau. Ei înfloresc încă din luna ianuarie în Okinawa, unde este mai cald, și februarie și până în luna mai în Hokkaido, unde este mai frig. Așa că sigur îi găsiți pe undeva dacă vreți să veniți în Japonia pentru a vedea cireșii înfloriți. Și ăsta e un restaurant japonez al cărui nume înseamnă egoist. Wagamama. Ce tare. Eat Greek. Ce fain arată restaurantul ăsta. Și uite așa, stând și de vorbă cu voi și cum am mai plimbat pe aici, prin duty free-uri și prin grădina aceasta botanică, am dus la machiaj, a trecut timpul, este deja ora 5, îmbarcarea scrie pe biletul meu că se face la ora 5:45 și avionul pleacă la 6:45. De obicei cei de la Qatar sunt foarte punctuali, după cum am spus, așa că ar trebui să mă grăbesc către poarta mea de îmbarcare, din fericire nu este foarte departe de aici. Și o să v-am zis, încerc să fac vloguri mai des. Vă mulțumesc din nou pentru toată susținerea voastră, pentru comentariile pe care mi le lăsați, pentru că vă faceți timp să îmi scrieți și că vă gândiți la mine. Vă mulțumesc din nou, chiar simt că suntem o mare familie aici pe YouTube, așa că vreau să vă mulțumesc din tot sufletul și să ne revedem cu bine în următorul vlog din Japonia, cred eu. V-am pupat, la revedere, pa, pa!
ajuns cu bine, mi-am luat o valizuță, nu mai știu să vorbesc, valizuță MOV nouă, îmi place mult, că am cumpărat mai multe suveniruri și din România și din Qatar. Și gata, sunt aici, în Tokyo. Bun venit în Japonia, țara sunetelor drăguțe, de exemplu acesta. Și am ajuns cu bine înapoi în Tokyo, înapoi în Japonia. Am reușit să dorm pentru că a fost cu zborul foarte gol. Nu mă așteptam chiar mai gol decât în timpul pandemiei. Am avut, așa mi s-a părut, nu știu de ce, poate oamenii s-au speriat din cauza incidentelor sau din cauza orei de vreme, chiar nu știu. Și am putut să dorm bine pe trei scaune, așa m-am întins ca la business class. Și da, acum sunt foarte obosită, este ora, așa, aterizat și mai devreme asta, zic că cei de la Qatar sunt foarte punctuali și uneori chiar mai devreme ajung și acum merg și eu unde locuiesc eu aici în Tokyo, e bine că nu e departe de Haneda, fac mai puțin de oră și da, să ne revedem cu bine în următoarea aventură de aici din Japonia, pa!